Datele care stau la baza deciziilor Ministerului Sănătății sunt incidența în creșterea cazurilor de la reluarea cursurilor în format fizic, creșterea cazurilor de COVID-19 în rândul cadrelor didactice, de la reluarea orelor de clasă și a numărului claselor sau grupelor suspendate, conform datelor oficiale. Astfel, în perioada 23 februarie 1 martie, în sistemul național de învățământ preuniversitar s-au înregistrat 405 infectări în rândul elevilor, 418 infectări în rândul personalului didactic didactic auxiliar și nedidactic, 494 de clase și grupe au suspendat activitatea în perioada 23 februarie 1 martie. De asemenea, Ministerul Sănătății mai sublinează următoarele aspecte. În timpul efortului fizic crește mult eliminarea de aerosoli care pot vehicula SARS-CoV-2 de la un bolnav la o persoană receptivă, implicit riscul de transmitere. Măsura relaxării purtării măștilor în timpul orelor de sport ar zădărnici efortul susținut de a purta mască în timpul tuturor celorlalte activități școlare. Mai mult țări au luat decizia asisterii complete a activităților sportive, mai sublinează Ministerul.